peste transversală a porții Stelei. Acum Steaua în atac prin Hagi, care a reușit să treacă de Varga, centrează și... Iată-l pe Lăcătuș acum în atac. A reușit să, să treacă de Varga și... Rednic, în extremis, a încercat să respingă șut din volea al lui Hagi. Foarte frumoasă fază după ce Bălăni centrase frumos peste... Belodedic spre Hagi. Pătrunderea lui Hagi în careu, șut și pe lângă bară. Faze foarte frumoase, iată de o parte și de alta. Și una dintre acestea a fost cea precedentă, când Andone l-a lovit fără balon pe Bani. Hagi îl întoarce pe Movilă, centrează, dar Lupu foarte atent trimite lui Morar. Este câștigătoarea acestei ediții a Cupei României. Iată că după ce au învins în campionat, jucătorii Stelei realizează eventul, cucerind și cupa pentru a 15-a oară de la Hagi. Încercând să pătrundă în dribling, a trecut de Mateuț, este Lupescu. Și acum Lăcătuș, care lică, de lică Movilă și de Sabou. Atac al Stelei cu Hagi la minge și faul comis de Orac. Dar, desigur, ne... Hagi a trecut de Orac. Încercare de șut a lui Hagi dintr-o poziție dificilă. Oricum a contrat Varga. În imagine, Gheorghe Hagi a avansat după ce Orac a mișcat balonul din loc. Acum Hagi se luptă pentru minge, l-a depășit pe Orac. Este totuși singur, a trecut și de Andone, șut al lui Hagi peste poarta lui Moraru, o acțiune aplaudată în prim plan cu Gheorghe Hagi. A avansat după ce Orac a mișcat balonul din loc. Acum Hagi se luptă pentru minge, l-a depășit pe Orac. Este totuși singur, a trecut și de Andone, șut al lui Hagi peste poarta lui Moraru, o acțiune aplaudată în prim plan cu Gheorghe Hagi. Steaua mai are dreptul la o schimbare în această partidă, acum Hagi în atac. Rotariu. Hagi din nou. Atac foarte periculos. Iată șut, gol! Nu! Nu, de la margine se semnalizează offside. De la Stoica la Hagi. Începând bun de partidă a lui Gheorghe Hagi, Pițurcă, iată-l din nou pe Hagi primind. Dribbling spectaculos și foul al lui Rednic. Spuneam despre meciurile de astăzi, Sportul Studențesc FC Argeș, Politehnica Timișoara Flacăra Moreni, Răbumbescu spre Hagi acum de la Tudorel Stoica, posibilitate de atac rapid al echipei Steaua cu Hagi oprit de Varga. Hagi la minge și Moraru în fața sa. Gol marcat de Hagi, 1-0 pentru Steaua. În imagine, Gheorghe Hagi, care se află la cel de-al 22. Intercepția lui Orac, la dispută la minge între Belodedic și Vaișcovici, au câștigat steliștii. Hagi va încerca să tragă, iată-l pătrunzând singur și gol! Foarte frumos, minutul 57, deci Steaua Dinamo 3-1.